Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Începem altă tematică pentru studiu, și anume viața unor personaje din Biblie privite prin prisma familiilor. Astăzi va fi o lecție introductivă la această problemă și apoi în săptămânile care vor veni, dacă Domnul ne va îngădui și ne va sprijini la lucrul acesta, o să luăm atât bărbați cât și femei, dar luați unul lângă altul în familia în care au fost, analizând viețile lor mai întâi în plan familial și apoi în plan extern, după cum ei s-au manifestat în Vechiul Testament în Israel, în Noul Testament în biserică și apoi în societate. Biblic, vorbind despre familie, o întâlnim într-un sens larg, până acolo încât întreaga casa lui Israel, întreaga națiune este numită familia lui Iacob, și în sens restrâns la ceea ce avem în mod obișnuit și în mod normal, adică tată, mamă și copii, soț, soție și copii. Haideți să amintim și din Biblie lucrul acesta în Cartea Genesei. În capitolul 46, versetul 27, aceasta pentru înțelegerea noastră atunci când citim în Biblie, atunci când s-a coborât familia lui Iacov în Egipt, dar copiii lui erau deja căsătoriți, pentru că începând cu versetul 8 sunt menționați numele copiilor lui Iacov, 46:27. Și Iosif avea doi fii care i se născuseră în Egipt, toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, era un număr de 70. Deci termenul de familie este folosit în sens larg pentru tot acest clan al lui Iacov. Dar tot familiei se spune, și noi de aceasta din urmă termen, în sens restrâns o să ne ocupăm în ceea ce urmează, tot în Geneza 42, cu versul 33, Iosif le spune că fiecare dintre ei, dintre fiii lui Iacob, Ruben, Simeon și așa mai departe, alcătuiau la rândul lor o familie, care este de fapt adevărata familie. 42 cu versetul 33 le spune Iosif, de fapt spune aici, și omul acela care este domnul țării ne-a zis: iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă, lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre. Deci fiecare cu familia lui și plecați, le spune el. Biblia cuprinde reglementări pentru oricare membru al familiei. Astfel, când Biblia spune bărbaților, iubiți nevestele voastre, de se referă la soți în raporturile lor cu soțiile. Când le spune soțiilor, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, le vorbește surorilor în raport cu soților. Când spune Biblia părinților, vorbește la amândoi în raport cu copiii. Când spune Biblia copiilor, ascultați de părinții voștri în Domnul. Apoi când vorbește Biblia la nivel de biserică, spune fraților. Când vorbim la nivel de biserică, robilor, stăpânilor, oameni. Deci Biblia folosește terminologia în raport cu cei cu care avem de-a face și în raport cu cei cu care ne vorbește. Analizând personajele din Biblie prin prisma familiei, vrem să le analizăm mai întâi în plan familial, pentru că aici, de fapt, omul se cunoaște mai bine cine este. S-ar putea ca în afară cineva să pozeze o neprihănire oarecare, dar doar cei din familie știe cu adevărat cine suntem și ce suntem. Și dacă în familie nu suntem ce ar trebui, degeaba suntem în afară. Citim în 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales din cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Doresc și studiile acestea au menirea, dacă Duhul Domnului ne va însoți în această lucrare, să îmbunătățească spiritualitatea familiilor noastre. Să ne dea Domnul harul, să punem pe noi bază relațiile dintre noi, ca astfel cu adevărat în familiile noastre să poată să locuiască Dumnezeu, copiii care se nasc și se dezvoltă să poată să cunoască o educație spirituală aleasă și să se dezvolte, să crească la o statură după voia lui Dumnezeu. Spune Pavel aici, dacă cineva în casa lui, cu a lui nu se poartă frumos, nu poate fi vorba ca el să fie credincios.
Credincioșia, credința pleacă de aici, de la relațiile dintre soți, dintre părinți și copii și invers. Și apoi continuă mai departe cu relațiile la nivel de biserică și de societate. Citim și în 2 Timotei 2:24, după ce Pavel îi spune lui Timotei că mai întâi credinciosul trebuie să fie credincios la el în casă, apoi aceasta se răsfrânge și continuă și afară, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând nu numai cu familia, și spune aici, cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, dar aceasta nu le spune doar la bărbați, și întoarcem în Tit, și lucrul acesta îl spune și în dreptul surorilor și chiar în dreptul copiilor și al tinerilor. Tit 2:3 în continuare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, ci să învețe pe alții ceea ce este bine. Să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile casei, deci în primul rând aici, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul Domnului. Sfătuiește pe tineri să fie cumpătați, dă-te pe tine însuți pildă în fapte bune în toate privințele, iar în învățătură, deci vorba trece la aspectul bisericii, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, și acum trece în afară, în societate, ca potrivnicul, să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Deci atât din sânul familiei să nu se poate spune nimic rău despre niciunul, până afară în societate, cu dragoste de frați, să putem să dobândim în final iubirea de oameni și Domnul să ne-o dea. Amin. După această scurtă introducere, două capitole avem împreună. Un prim capitol, Biblia este și cuprinde statutul familiei. În Biblie fiecare își poate găsi normele de conduită după care trebuie să trăiască și să dezvolte. Și un al doilea capitol vom analiza categorii de familii văzute din punct de vedere biblic. Deci, în primul rând, Dumnezeu a lăsat reglementări pentru om, atât în relația cu el, o relație pe verticală, cât și în relația cu ceilalți oameni. Uitați-vă în Decalog, dacă de exemplu, Exod 20, primele 4 porunci scrise pe prima tablă de piatră, să n-ai alt Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini, să nu-i îndeșeri numele Domnului, să cinstești ziua de odihnă, până la jumătate, că parte din aceasta se răsfrânge și în dreptul oamenilor, și robul să facă același lucru, dar oricum și el trebuie să facă raport cu Dumnezeu. Deci acestea privesc relația omului cu Dumnezeu. Celelalte, de la porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău, este o poruncă care se referă la domeniul familiei. Porunca a șaptea, să nu prea curvești, din nou abordează problema familiei. Și celelalte porunci, să nu afectezi nimic ce este aproape de tău, să nu poftești, să nu furi, au de-a face deja cu societatea din jur. Să nu minți, să nu ucizi, porunca a șasea. Două lucruri am notat aici în relația noastră cu Dumnezeu, care sunt în mare surprinse de către Biblie. Avem cu Dumnezeu o relație interioară, dar această relație cu Dumnezeu trebuie să se manifeste și în afară. Nimeni nu se poate lăuda să spună eu am o bună relație cu Dumnezeu înăuntru, existentă, continuă, dar în afară să nu dovedească cu nimic. Cine are o bună relație cu Dumnezeu înăuntru, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin două lucruri. Iubire și închinare. Citim în Deuteronom capitolul 30, unde Moise transmitea din partea Domnului pentru popor, în versetul 16. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. În relația noastră cu Dumnezeu, ceea ce trebuie să ne marcheze în primul rând trebuie să fie iubirea noastră, atașamentul nostru profund și total față de Dumnezeu. Și spune Apostolul Ioan, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dar ce trebuie să fie ceva în interiorul nostru. Apoi, închinarea. O închinare în duh și în adevăr. Citim despre închinare, ceea ce spunea Domnul Iisus când a fost ispitit de diavol în Matei capitolul 4. Știți, diavolul dorea el aceasta din partea Domnului și îi propune să-i dea toate împărățiile pământului dacă va face acest gest, acest act, să-i se închine. Dar spune Domnul în Matei 4:10, pleacă Satano. Iar răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Deci în interiorul nostru, în mod deosebit, aceste două trebuie să fie în primul rând, să îl iubim
și să ne închinăm o închinare izvorâtă din interior, din Duhul nostru, în Duh și în adevăr. Dar această relație noastră cu Dumnezeu comportă și aspecte exterioare. De exemplu, nu poate fi cineva pocăit, un copil al Domnului, dacă nu și-a mărturisit credința. Citim despre această mărturisire în Roman, capitolul 10, unde Apostolul Pavel spune că astfel se ajunge la mântuire. 10:9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și această mărturisire trebuie să fie făcută înaintea multor martori. Și dacă crezi, sau cum spune Petru, împotriva oricărui îți cere socoteală de nădejdea care este în tine. Să-L declar pe Domnul ca și Domn al vieții. Căci prin credință, versetul 10, din inimă, în interior aceasta, credința noastră în Dumnezeu, se capătă neprihănirea și prin mărturisirea gura se ajunge la mântuire. Și încă un lucru care trebuie făcut în exterior, ele sunt multe și înăuntru și în afară, dar am punctat așa dintre ele, slujirea noastră care trebuie să se vadă pe teren înaintea Domnului. Citim tot în Vechiul Testament, în Deuteronom, capitolul 10, unde este scris în lege, versetul 12, și ceea ce a fost valabil pentru Israel, cu atât mai mult este valabil în Noul Testament pentru noi. Acum, Israele, ce alta cere de la tine, Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit pe pământ. Indiferent dacă facem parte într-o familie sau suntem singuri, indiferent că suntem părinți, soț, soție, copii, indiferent ce statut avem familial, această relație cu Dumnezeu trebuie să existe în primul rând. Biblia prevede reglementări pentru om în această privință. Apoi, Biblia ne aduce și reglementări care trebuie să fie între oameni. Eu punctez doar câte un verset la fiecare. Reglementări în cadrul familiei. Pentru soț. Deschidem la Efeseni capitolul 5, unde Pavel vorbește bărbaților. Cuvinte cunoscute, dar le încadrăm în acest contur. Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Pentru soții, mai sus, versul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Pe aceeași pagină, 6:1, pentru cine e copil sau fiu într-o familie. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Pentru părinți, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dacă ar fi să facem un grafic, să schițăm fiecare membru al familiei la locul lui, între toți ar trebui să existe săgeți cu dublu sens. Soțul are față de soție un drept, o îndatorire, părinții față de copii și ei, la rândul lor, același lucru. De asemenea, Biblia prevede reglementări în dreptul vieții de biserică, între frați. Citim în 1 Tesaloniceni 4:9. Cât despre dragostea frățească, despre relațiile dintre noi, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Biblia, pe lângă această iubire în care suntem îndemnați să funcționăm cu toții la nivel de biserică, mai citim doar un verset din 1 Petru 5:5, ne învață de asemenea să colaborăm în lucrare și să acționăm toți împreună pentru realizarea scopului și obiectivului bisericii. 1 Petru 5:5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni, supunerea în biserică, în funcție de locul care ești. Celor din frunte le spune mai sus, în versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu de silă, ci de bunăvoie. Continuăm versetul 5. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Biblia atât este de completă încât orice statut ai avea prevede reglementări pentru orice situație și pentru orice raporturi dintre oameni. Vedeți, anumite țări care colaborează împreună,
își au un statut al prieteniilor, își au un tratat de colaborare. Și când nu și-l au, lucrurile sunt mai șubrede. Și pe baza acelor articole cuprinse, pe baza acelor principii, își desfășoară relațiile. Noi ne desfășurăm relațiile unii cu alții, ca și indivizi în lumea aceasta, la nivel de familie, biserică, societate, după acest cod care este Scriptura. În ce privește relațiile de societate, amintim și aici doar două. Apostolul Petru, fiind aici în Petru, întoarcem o pagină în 2 Petru, capitolul 1, versetul 7. Cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Cu fiecare dintre ceilalți, sau cum spune Petru în Pavel, în Roman 12, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și de asemenea, în Marcu, mai avem o îndatorire care ar trebui să se efectueze, să o îndeplinim, Marcu 16:15. Noi suntem în lumea aceasta trimiși să avem ca bază, ca și principiu, în relațiile noastre cu cei de afară, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Pe cei de afară noi putem să-i abordăm propovăduindu-le Evanghelia. Până aici aceste câteva capete de afiș. Reamintindu-vă că, așadar, noi, pe baza Bibliei, avem mai întâi reglementări cum să funcționăm înaintea lui Dumnezeu. Ce îndatoriri avem noi înaintea Lui? Să-L iubim, să credem în El, să-I slujim, să ne închinăm Lui, aceasta indiferent de cine am fi și ce am face. Apoi, la nivel de familie, în dreptul fiecărui membru din familie, avem o reglementare, apoi în dreptul bisericii și apoi în dreptul societății. Haideți acum să vedem patru situații pe care le întâlnim în Biblie în ce privește statutul nostru civil, starea noastră civilă, situația noastră spirituală prin prisma familiei. Mai întâi, avem situația unor familii în care binecuvântarea Domnului este prezentă, familii cu adevărat creștine, familii în care toți membrii familiei slujesc lui Dumnezeu. Este cea mai frumoasă situație. Citim în Proverbe, capitolul 3, că dacă așa stau lucrurile, 3:33, partea a doua, dar locuința celor neprihăniți, Domnul o binecuvântează. Sunt situații unde toți cei din familie sunt copii al lui Dumnezeu. În această situație, ca lucrurile să decurgă la fel de bine sau și mai bine pentru cei care au o familie în felul acesta, avem de făcut câteva lucruri. Lucrurile nu de la sine merg bine, lucrurile de la sine se pot denatura, se pot străca, spune Apostolul Petru, scriind soților, dar e valabil de altfel pentru oricare membru al familiei, 1 Petru capitolul 3, versetul 8, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dânci este femei ca unui pas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi. Deci la nivel de familie, trebuie să ne ducem în așa viața încât să nu ne afectăm mântuirea unei altora, ci dimpotrivă, împreună unii cu alții să ne ajutăm la dobândirea mântuirii. Întoarcem pagina, în 4:8 este scris, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Ne îndeamnă așadar Biblia pentru cei a căror familii sunt credincioase, să știe rândul fiecare, să fie o rânduială, să știe locul fiecare, soțul, soție, să trăiască în această atmosferă a dragostei, acoperind greșelile, pentru că este imposibil doi oameni care funcționează împreună, că să mai vorbim de doi, că unde o familie sunt mai mulți, să nu apară discordanțe. Dar acestea se pot reglementa foarte frumos în dragoste și încă în ceva, în o bună îngăduință. Citim în Coloseni 3, versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă vom manifesta aceste trei, cel puțin aceste trei, să ne știm locul fiecare, dacă soția știe care este locul ei, că ea poate să spună opinia, dar în final ultimul cuvânt este indicat să-l aibă capul familiei,
Dacă soțul știe care e locul lui și va da dreptul și celorlalți să spună opinia sau să nu se bage el în problemele care nu sunt ale lui, dar copiii vor ști care e locul lor să asculte, atunci lucrurile vor merge bine mai departe și vor avea binecuvântarea Domnului. Dar dacă fiecare își strică locul și îngerii când nu și-au păstrat locul au fost destituiți și alungați de Dumnezeu. Și să nu uităm, noi la familie, în cadrul familiei, pe lângă că moștenim împreună harul vieții, dar fiecare dintre noi va răspunde în final pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Spune Pavel la Roman 14, versetul 12. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Deci chiar dacă ceilalți sunt îngăduitori și sunt buni, se poartă frumos și noi ne permitem aceasta, să nu uităm în final că fiecare va răspunde pentru el. Și mă adăugăm doar un cuvânt aici, ce îi spune Pavel Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 14. Asta în dreptul lucrului că am spus că fiecare să știe care e locul lui și datoria lui în familie. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Chiar dacă s-ar putea, sunt o familie de creștini și unul dintre copii o ia razna, să zicem. Sau unul dintre soți suferă, știu eu ce ispită, căreia nu-i face față, și atunci rămâne numai câte unul credincios. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Deci chiar dacă lucrurile se pot denatura în familie, cel care vrea să rămână credincios, să rămână credincios lângă Dumnezeu și lângă Scripturi, ca să rămână un stâlp al casei, pentru ca Dumnezeu să poată aduce înapoi pe ceilalți care eventual se îndepartă pentru o vreme sau sunt umbriți de știu eu ce ispită a diavolului. Alt tip de familii, familii mixte. Pentru cei care trăiesc într-o familie unde nu sunt toți credincioși. Pentru cei a căror copii nu sunt credincioși. Sau pentru cei care s-au pocăit acum și părinții nu le sunt credincioși. Dar când vorbesc despre familii mixte, să fim înțeleși, spune Pavel, citim în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 7. Despre ce fel de familii mixte vorbește Biblia? 7:14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Deci soțul necredincios, soția credincioasă. Dar aceasta nu înseamnă că tinerii se pot căsători să facă familii mixte. Că întoarcem la 2 Corinteni 6:14 și acolo spune foarte frumos: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Deci nu noi constituim familii mixte. Dar cineva s-a pocăit dintr-o familie necredincioși, acum unul necredincios și alții. Unul e credincios și ceilalți necredincioși. Dar noi, familii mixte, un credincios cu un necredincios, astea din start nu mergem pe ideea aceasta. Și Biblia nu îndeamnă să fie vreo situație pentru așa ceva. Sau mai pot fi unul credincios și unul necredincios, că unul s-a lăsat de pocăință. Sau îi mai merge doar numele, cum spune în Apocalips 3:2. Îi merge doar numele că trăiește, dar el este mort. Ce avem de făcut, cum trebuie să se comporte o familie, un om, într-o asemenea familie? Mai întâi, îi spune Pavel lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 22. Vorbeam noi despre cea relația noastră cu Dumnezeu. Îi spune Pavel aici lui Timotei, vorbind de adevărat într-un context mai larg, sfârșitul versetului: pe tine însuți păzește-te curat, că spune mai sus, nu te face părtaș păcatelor altora. Poate ceilalți din familie sunt necredincioși, dar tu pe tine păstrează-te curat, nu te face părtaș păcatelor lor, dacă ei se dedeau la hoție, dacă ei se dedeau la lucruri necurate, dacă ei se îndelnicesc cu lucruri care nu sunt bune, tu nu te face părtaș cu ei. Pentru că citeam noi din Roman 14:12, fiecare în final va da socoteală pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Și un alt verset care îl amintim, sau un alt exemplu, cazul lui Lot. Familia lui Lot a fost o familie împărțită. Dar în final, el a trebuit să-și lase și nevasta, a trebuit în final să rămână și fetele trecute în Biblie ca niște fete care nu au fost la locul lor și să fie salvat doar el, să rămână doar ca neprihănit. Dar
și Lot. Nu știu exact cum i-a analizat Dumnezeu și catalogat acea situație din peșteră. Dar există posibilitatea ca să fii singur și atunci trebuie și nu poți da vina pe ceilalți. Cum mai întâlnim uneori. Da, frate, soțul sau soția s-a lăsat și... Deci nu putem merge pe ideea că dacă unul s-a lăsat, suntem și noi motivați să ne lăsăm și noi. Biblia te îndeamnă pe noi doar dacă este cazul să ne păstrăm curați. Și încă ceva, poate la fel de important ca și acest prim punct, dar nu se poate realiza al doilea fără primul, lasă pe Dumnezeu să lucreze în casa ta prin tine. Dacă numai tu ești credincios, sau numai doi sunteți într-o familie cu 10, lasă pe Dumnezeu să lucreze prin tine în familia ta. Și avem exemple biblice aici, în Cartea Proverbelor, citim în capitolul 14, versetul 1, că dacă, de exemplu, o soție este credincioasă, soțul și ceilalți sunt necredincioși, spune aici 14:1, femeia înțeleaptă își zidește casa prin tine, așa cum s-a întâmplat cu cele două moașe în Exod capitolul 1, că Dumnezeu le-a făcut case. Nu știu exact la ce se referă. Dar prin ele, prin două femei, s-a realizat zidirea acelor case. Apoi, Ezechiel 12, îi spune Dumnezeu profetului, este drept, aici este folosit din nou într-un sens mai larg termenul de casă, Ezechiel 12:2. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărădnici, poate aceasta e situația dumitale, care au ochi și nu văd, urechi n-aud, o casă de răzvrătiți. Dar, spune versetul 11, spune, eu sunt un semn pentru voi. Cum am făcut eu, așa se le face și lor. Și prin aceasta Dumnezeu, prin un asemenea om, poate să-i ridice pe ceilalți. Și vă amintesc doar un verset, 1 Petru, capitolul 3, din nou vorbește în dreptul surorilor că cazul Ezechiel a fost în dreptul fraților, dar de multe ori surorile spar mai întâi gheața la pocăință într-o familie. 1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestilor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, deci sunt necredincioși, sunt răi, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestilor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Aminteam noi într-o sâmbătă acela tineret, întrebându-i, ce părere aveți despre familia voastră? Știți că voi puteți să fiți un stâlp prin care o familie să fie ridicată? Uitați-vă în cursul istoriei. Au fost oameni de rând, oameni mai și nu cum trebuie, și într-o anumită familie s-a ridicat câte un bărbat sau câte o femeie deosebită. Și prin acel om s-a ridicat și s-a restabilit întreg numele familiei. Printr-un om poate fi reclădită, nu numai imaginea, dar întreaga structură a unei familii. Doar acolo unde Dumnezeu nu mai are niciun om prin care să lucreze, nu se mai poate face nimic. Dar unde Dumnezeu mai are un om și acel om, chiar într-o familie distrusă, în mijlocul unei case îndărădnici, mai are o relație bună cu Dumnezeu, acolo încă Dumnezeu poate să lucreze. Cea de-a treia situație, familii fără Dumnezeu. Aici este o situație tristă. Citim tot în Cartea Proverbelor, 3:33, prima parte a versetului. Blestemul Domnului este în casa celui rău. Astfel de familii, chiar dacă pentru o vreme au progres și propășire, sentința lor este pierzarea. Amintiți-vă câte case în Vechiul Testament Dumnezeu le-a măturat și folosește acea expresie, le-a măturat cu mătura nimicirii. Pentru că n-a fost niciunul. Știți pe ce principiu a mers Dumnezeu și la Sodoma? A spus, dacă găsesc câțiva, iar totul. Dar dacă nu sunt, nu are Dumnezeu pentru ce să mai cruțe. Acolo unde lucrurile merg prost, dar total, și unde blestemul Domnului este prezent, acolo înseamnă că niciunul nu are o relație cu Dumnezeu. Niciunul dintre ei. Și eu amintesc doar ce spune în 1 Corinteni 15, că s-ar putea să fie astfel de familii chiar în sânul bisericii. Bineînțeles, sunt cazuri izolate. Dar pot să fie astfel de familii. 1 Corinteni 15, cu 33.
Nu vă înșelați, tovărășile rele strâc obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci între voi sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Adică pe verticală cu Dumnezeu n-au nicio relație. Ăștia nu s-au întâlnit cu Dumnezeu, nu-L cunosc și nici Dumnezeu nu-I cunoaște. Și ei uneori pot să fie între cei de-ai noștri. Cum poți să vezi dacă nu cumva ești un astfel de om de excepție negativă? Dacă iubirea ta față de Dumnezeu nu există, dacă credința ta, dacă închinarea ta pe care o dai Domnului, dacă mărturisirea care o aduci numele Lui în acest neam stricat și ticălos, dacă slujirea nu există, dacă nu ai cu adevărat o relație cu Dumnezeu, atunci nu îl cunoști pe Dumnezeu. Cazul acesta este foarte trist și în astfel de familii comportamentul este pe măsura caracterului. Și cine nu este un copil al lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 7. Aș vrea și, de fapt, ar trebui, este biblic, să existe o linie de marcație între bisericile, între biserică și lume, între familiile credincioase și cele necredincioase, între cel credincios și cel necredincios. Diavolul vrea să ne uniformizeze. Vrea din cei de afară să facă din unii din ei niște oameni morali și nouă să ne scadă spiritualitatea. Așa încât să nu fie mare diferență. Dacă nu avem o relație cu Dumnezeu, un caracter dumnezeiesc, comportamentul nu poate fi bun. Biblia spune un cuvânt greu, 1 Ioan 5, toată lumea zace în cel rău. Și când aud câte unul că spune, dar frate, știi cum se înțeleg respectivii? Ei se înțeleg, dar la ce se înțeleg? Se înțeleg la rău. Se spun, doi din afară se înțeleg bine, dar ei se înțeleg bine că amândoi merg la aceeași distracție, de aia se înțeleg bine, numai că sunt oameni morali și n-au treabă cu alții de afară. Ei se înțeleg bine că amândoi cheltuie banii pe aceleași lucruri din lumea aceasta care trec. Ei se înțeleg bine că amândoi se înțeleg să își ducă viața de familie în dreptul conceperii, de exemplu, după cum le place lor. Și ei se înțeleg bine. Dar ei se înțeleg bine la rău, numai că între ei nu se mușcă. Dar aceasta nu înseamnă că sunt o familie care are o relație bună cu Dumnezeu. Pot doi să fie oarecum așa oameni respectabili, dar să nu uităm că de multe ori aceasta dovedesc doar în afară. Că dacă noi am avea acces să urmărim adevărata relație la nivelul inimii, să avem noi acces în cămăruța diferitelor familii din afară, poate nu i-am mai invidiat, ci din potrivă am spune ceea ce se spune de fapt Biblia. Vai de lume! Că în unele familii de creștini și acolo situația este aceasta, atunci nu există caracter la acei oameni. Despre ei ce am citit în 1 Corinteni 15, nu cunosc pe Dumnezeu. Un om care nu are bune raporturi și relații cu Dumnezeu, cu familia și cu ceilalți, nu va putea să aibă. Că oamenii sunt fățarnici, asta e altceva. Și la soție strigă dacă cu secretara se împacă bine, asta e altă poveste. Cu a lui din casă sau cu frații se împacă rău, dar în fața vecinilor pozează de zici că ăsta e un înger. Cred că știți asemenea situații. Dar Biblia spune foarte clar, 1 Ioan capitolul 4, cine zice că iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele său îl urăște, este o minciună. Pentru că nu se poate așa ceva. Ceea ce ne-ar spune Dumnezeu la prima noastră convorbire sau întâlnire care am avea-o, du-te și rezolvă-ți problema. Mai adăugăm pe această temă și din Roman 6 un verset, care ne spune că în familiile fără Dumnezeu, unde nu există credință, unde rugăciunea, Biblia, venitul la adunare și lucrurile sfinte, trăirea unei vieți neprihănite nu există, acolo nu poate să fie bine. Roman capitolul 6, versetele 20 și 21. Căci atunci când erea zrobei păcatul, erea slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, dar atunci nu ne era și nu le este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Mai există și o a patra situație după familii credincioase, familii mixte, familii necredincioase, oameni care nu se căsătoresc și toată viața rămân singuri, celibatari. Citim despre aceștia în 1 Corinteni 7 cu 7 ceea ce spune Apostolul Pavel. Sunt și ei o categorie. Ei sunt într-adevăr o categorie socială admisă, nu ce au admis oamenii mai recent, arti pervertiri în acest domeniu. Aia nu sunt categorie socială admisă.
din Scripturi. 1 Corinteni 7:7. Eu aș vrea ca tot să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-alt. Unul iau de la Dumnezeu darul să nu se căsătorească. Și spune și Domnul Iisus aceasta, nu numai Pavel, pentru că el a fost în genul acesta. Domnul spune în Matei 19, cu versetul 12 și chiar 11. Nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai cărora le este dat. Deci unora le este dat de sus să nu se căsătorească. Fiindcă sunt oameni care s-au născut așa din pântecile mamilor, ori aceștia clar că nu se pot căsători, și unii au trecut peste ce a lăsat Dumnezeu să căsători și a trebuit să-i demonteze alții urgent, care au fost făcuți oameni de oameni și sunt oameni care singuri s-au făcut oameni pentru părăția cerurilor. Și această posibilitate Biblia o admite. Cine poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Numai că, amintim și în dreptul celibatarilor două lucruri, Biblia nu îndeamnă o viață izolată. Dacă vrei să nu te căsătorești, foarte bine, dar nu pusnic la mănăstire. Nu acolo, că acolo poți fugi de oameni, dar nu de duhuri. Alea vin cu tine acolo. Sau sunt și alți oameni și lucrurile ajung să se denatureze. 1 Timotei 4:3 ne spune că nu din afară poate fi forțată notă în această privință. Și dacă dinăuntru vine, 1 Timotei 4:3, ei opresc căsătoria. Cum ar fi preoții catolici care nu se căsătoresc. Dar credeți că toți sunt născuți oameni? Nici de departe. Numai că așa e doctrina la ei. Amintim și 1 Corinteni capitolul 7, unde Apostolul Pavel spune în versetul 36, dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, rețineți, acea nevoie, să facă ce vrea, nu păcătuiește, se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobot, să lucreze cum vrea. A hotărât de inima să-și păstreze pe fica sa fecioară, face bine. Deci putem să adoptăm acest principiu și acest caz în viață. Dar și pentru aceștia avem un cuvânt bun din Biblie. Ești un famen. Ești unul care nu ți se da să te căsătorești, sau una. Scap de necazurile. Bine, cităm ce spune Pavel. Nu că necazurile familiei, dar de necazurile din lume nu scapi. Sunt mai multe feluri și rații de necazuri. Nu ai de-a face cu raporturi între soție, cu copii. Rămâi doar mai mult la acea relație cu Dumnezeu, pe care nu trebuie să o neglijăm și ceilalți. Să nu uităm, prima noastră relație este cu Dumnezeu, apoi cu cei din familie, biserică și societate. Citim un cuvânt din Isaia, care spune celor care nu s-au căsătorit, sau eventual celor care n-au copii. Hai să le extindem, să-l folosim și pentru ei. Isaia 56:3, partea a doua. Famenul să nu zică, iată eu sunt un copac uscat, căci așa vorbește Domnul. Famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce este mie plăcut și vor stărui legământul meu, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu li se va stinge. Acestea e cazul pentru cei care n-au copii sau nu sunt căsătoriți, că le pierde numele pe pământ toată cu ei. Dar Biblia le promite, dacă cu adevărat slujesc Domnului, că numele lor nu va pieri, ci va rămâne pentru eternitate. Și ne întoarcem iarăși la acel text din Corinteni, capitolul 7, unde face niște precizări, 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți ca mine, fără griji, spune Pavel. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă neveste. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji lui Dumnezeu fără piedici. De exemplu, o fată până nu s-a căsătorit. Poate sluji Domnului fără piedici. Când s-a căsătorit, mai intervin unele piedici. Chiar în viața bărbaților mai intervin unele piedici. Dar cei care sunt singuri pot în mod special să slujească Domnului. Mă amintim aici versetul 38 și 40. Astfel, cine își mărită fata, bine face. Și cine nu o mărită, mai bine face. Versetul 40, dar după părerea mea, va fi mai fericit dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Printre altele, poate că aceste versete au mângâiat pe unii care s-au crezut mai singuratici, pe cei care nu s-au căsătorit, pe văduve sau pe alții care nu au copii.
ei să păstreze bine relația lor cu Dumnezeu și Dumnezeu îi va răsplăti și îi va recompensa pentru ceea ce fac pentru el. Haideți încet să ne apropiem de încheiere și să mai amintim în final trei lucruri, care de fapt ar putea să fie ca o recapitulare a ceea ce am spus până aici. Ideal ar fi noi, ca oameni, să trăim într-o familie credincioasă. Să putem spune, cum a spus Iosua în cartea sa, în capitolul 24, versetul 15, cât despre mine eu și casa mea voi sluji Domnului. Ce frumos este într-o asemenea familie. Dar eram într-o seară aici la comitet și fiind vorba despre unul care are necredincioși în familie, a zis cineva, păi, cred că e extraordinar acolo unde toți sunt credincioși. Dar cineva l-a corectat spunând, auzi, fii liniștit că diavolul și în rai s-a băgat. Ce acolo cred că e un rai unde toți sunt credincioși. Diavolul și acolo se duce. Fără să suni la sunerie, fără să se prezinte, nu mai vezi. Ori prin bucătărie, că știu ce, ori prin sufragerie, nu mai apare pe undeva. El se prinde și acolo. Să nu uităm, Iosua a spus cât despre mine eu și casa mea. Poate ar fi mai ieftin să spunem casa mea și dacă toți ar fi pocăiți, fi și eu. Fiți voi numai cum trebuie, că apoi să fiu și eu. Păi și normal, că dacă toți cum trebuie, dar nu fi chiar atât de îndărănic, că în final tot să se poarte frumos cu tine și tu să fii rău. Dar întâi să fii tu. Biblia ne prezintă în această situație și vreau să aduc un exemplu îmbucurător. Cazul lui Noe. O familie întreagă credincioasă într-o lume întreagă păcătoasă. Familia lui Noe, ne spune Biblia, spune Dumnezeu, Geneza 7:1, intră în corabie tu și toată casa ta, că v-am găsit, te-am găsit neprihănit în acest neam stricat. Deci, cu toate că lumea se strică, se pervertește din zi în zi, să fie asta o întăritură și o nădejde pentru familiile noastre, că în interiorul nostru, dacă ne ținem relația bună cu Domnul și ne respectăm raporturile care le avem cu soția, cu soțul, cu copiii, înăuntru poate să rămână un perimetru duhovnicesc, un rai cu adevărat. Dar numai respectând aceste relații. Dacă nu, e ca și cum ar fi un tablou electric, faci legăturile greșit, se arde, se scurcircuitează. Recent, un păstor a avut o vedenie cineva pentru un păstor și îi spune, auzi, vezi că ai un fir care e dezizolat. Scoate-l urgent din priză că scurcircuitează instalația. Deci e un bărbat. Ce prezintă niște fisuri în viața lui. Și i s-a dus izolația. Și nu mai funcționează lucrurile, căci aceste legături date de Dumnezeu nu sunt respectate. Dacă am putea crede noi, tot ce citim din Biblie, că poruncile lui Dumnezeu sunt date ca totul să funcționeze exact. Pentru că pe aceste porunci este cunoscută tehnica diavolului și ascultând porunca, nu numai că ne protejăm de diavolul, dar nici nu are putere și acces și drept să intervine la noi. Un frate a avut o vedenie, cineva pentru el. De fapt, un științare a fost mai mult. Deci, auzi, diavolul vrea să-ți fure pacea din inimă. Și apoi vrea să-ți fure pacea din familie. Și dacă va realiza asta, are drept să vă lovească pe unul din voi cu boală. Sunt niște reguli. Dacă se strică astea, se fisurează pe undeva și intră apa sau intră diavolul. Pentru cei care n-au familie, e mai scurt. 7:35 am spus că ei doar pe ei trebuie să se păsteze curați. Ăștia trebuie să aibă grijă și de soție, soția de soț, să vechezi spre altora, bag grijă și de copii. Și dacă părinții au grijă și de părinți, nici asta nu o fi bai și din potrivă va fi bine. Dar este o chestiune de dar. E ca și cum unui predicator și pentru ăla cel mai simplu se vede. Dacă îl pui să cânte, păi nu, distonează, nu-i bun să cânte. Altul e făcut să cânte. Ăla nu-i să lovesc cuvintele la predică, dar ăla e bun să cânte. Așa e și problema familiei. Fiecare darul lui știm conceput să fim așa. Deci nu, Dumnezeu nu ne pune să facem ceva împotriva naturii noastre, împotriva ceea ce a pus El în noi. Doar să funcționăm după ceea ce a pus. Aceasta deci este prima situație, familia creștină, tipul ideal pentru care trebuie să râvnim și să dorim așa ceva. Și dacă l-avem să ținem cu adevărat, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu luna. A doua situație, cea mai tristă, un caz anacronic, când într-o familie domnește blestemul și răul. Acolo spuneam, chiar dacă lucrurile pe moment merg bine și se pare că ai progres, să știi că nenorocirea te paște, citim în cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 11.
Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Și tot în Proverbe 15:25, întoarcem pagina. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Rețineți! Poți să ai o casă și să fii mândru, să fii cineva. Și Domnul îți răstoarnă casa. Și la o văduvă care poate de-abia stă casa, la aia citim aici că Domnul întărește zidurile și hotarele. Ce diferență! Numai că toate acestea merg, acești oameni răi și aceste familii au un progres până într-o culme. Citim în Romani capitolul 9 și avem și situații în Vechiul Testament suficiente, când Dumnezeu, de exemplu, a lăsat pe popoarele cananite până când și-au atins vârful nelegiurii lor. Citim Romani 9:22. Și ce putem spune? Dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare pe niște vase ale mâniei făcute pentru pieire. Dumnezeu îngăduie toate aceste familii, dar sunt făcute pentru pieire. Până într-o zi. Și atunci Dumnezeu va lua măsuri, va lua atitudine și îi va nimici. Și cea de-a treia variantă, situația mixtă, când doar unul sau doi, sau nu, oricum nu toți sunt credincioși, aici este greu, dar nu imposibil, pentru că lucrăm împreună cu Dumnezeu. Avem cazul lui Iosif, Geneza 39. Iosif era acum în casa lui Potifar. Numai el era pocăit, citim aici în 39:2. Domnul a fost cu Iosif, deci rețineți ce am povestit noi până acum. În această casă numai Iosif era pocăit. Domnul a fost cu Iosif, relația lui cu Dumnezeu funcționa bine. Așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul e cu el, deci când ieși cu Domnul și din jur vor vedea că slujește altui Dumnezeu, și că Domnul făcea să-i meargă ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteană din pricina lui Iosif. Deci din pricina ta, Dumnezeu îi va binecuvânta material, dacă nu altfel. Dar Dumnezeu vrea în primul rând să-i binecuvânteze spiritual, să-i aducă la moștenire, că asta e adevărata valoare a lucrurilor. Numai că a venit încercarea. Și e greu aici. De ce e greu când nu sunt toți credincioși? Cu cei de la servici poate ai probleme la servici, dar la servici nu stai toată ziua. Și sâmbătă și duminică ești liber. Dar în familie, dacă ai necredincioși, toată ziua. Că așa a fost la Iosif. În toate zilele tu încerca aceasta. Și totuși a rămas credincios. Aparent lui a mers rău. Acea casă a fi înflorit, dar până la un moment dat, că să nu credeți că a murit de bătrână nevasta lui Potifar. Eu nu cred că a murit de bătrână. În pace. Pentru că păcatul a ajuns-o cu vremea. Și Iosif a finalizat bine. Mai amintim un alt exemplu, tot unul credincios doar în familie, cazul Esterei. Ea a fost luată de acei dregători, de acei fameni și dusă și prin providența divină a fost aleasă de împărat să-i fie soție. Acum a ajuns la împărat, citim în 2:20, Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Mardoheu avea un duc din silepciuri în el și vedem că a fost călăuzit să nu-i spună că e pocăită. Dar a dovedit, că spune mai departe de ce, și cu vremea a ajuns să spună. Întâi a dovedit și apoi a spus. Că dacă faci invers, pui și după aia nu dovedești, e cu atât mai rău. Și ea urma acum poruncii lui Mardoheu cu toată ta scumpătate, ca și atunci când o creștea el. Deci Estera și-a dovedit pocăința ei și acolo în casa împăratului. Mai avea de drept și de fapt Mardoheu vreo autoritate asupra ei, putea să-i spune, da, auzi, nu mi-ești tată, ești verișorul meu. Dar eu cum sunt împărățeasă? Dacă avea vreo pică pe Mardoheu când o veni și o spus și face Haman, putea foarte frumos să ascundă după Haman. Auzi, vere, n-am ce să faci. Eu încerc să vedem, da, știu eu. Și lăsa pe Haman să se ocupe de el. Dar ea a rămas la fel de credincioasă. Pentru că nu este îndreptățit nimeni.
să-și modifice statutul lui cu Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu, datorită familiei necredincioase, să dea vina pe cei de la servici, să dea vina pe soț, pe soție, pe copii, să dea vina pe frați. Da, dacă așa sunt frații aici la noi în biserică, nu, nu, nu. În primul rând e relația ta cu Dumnezeu. Tu să rămâi, îi spunea Pavel Timotei 2, 3 cu 14, tu să rămâi, Doamne, dar soțul n-a mai rămas, s-a modernizat, dar frații și ei s-au schimbat, dar lumea s-a modificat, dar tu ai rămas, tu relația ta cu Dumnezeu, pe baza relației cu El, ți-ai modificat principiile și statutul tău. Deci să nu uităm, pe măsură ce vom analiza oamenii, prin aceste prisme vom trece, relația lor cu Dumnezeu, relația lor de familie, relația lor de biserică și apoi relația de societate. Și în final, despre fiecare om din Biblie, din Vechiul Testament și din Noul Testament, despre unii scrie, despre unii va scrie numai în Cartea Vieții. A fost bun sau a fost rău? Și se va da verdictul final. Dacă, și cu aceasta am încheiat, în situația că numai tu ești credincios acolo, și Dumnezeu nu poate să lucreze prin tine, că nu-i nimeni de recuperat acolo. Știi ce face Dumnezeu? Îți dă izbândă sau te scoate de acolo. Citim despre Avram în Genesă 12 cu 1 și 2. Dumnezeu a văzut că Terah era irecuperabil, că era un idolatru și a spus, ieși, ieși de aici. Ieși din rudenia ta, din casa ta, din familia ta, ieși și te duci în altă țară. Sau poate să te mai scoată Dumnezeu altfel? Nu pe vreo ușă laterală, te poate scoate pe ușa aia de sus, de evacuare, mai știu eu, în casa lui Roboam. Citim în 1 Împărați 14. A fost un copil, rețineți, ce miracole are Dumnezeu. 1 Împărați 14, în casa lui Roboam, se duce nevasta să se întrebe pe proroc despre acel copil care era bolnav. Și cine era bolnav? Copilul cel mai pocăit. 1 Împărați 14 cu 12, tu scoală-te și du-te acasă. Și când îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înainte Domnului Dumnezeului Israel. Singurul bun dintr-o casă. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat. Știu eu câți ani a fi avut copilaș, ce relație a avut copilul ăla cu Dumnezeu, nu pricep, nu știu că nu-i scris, dar a avut. Dumnezeu a văzut și a găsit ceva bun în el și nu l-a lăsat. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, un suflet este mai de preț decât lumea întreagă. Domnul să ne dea harul să luăm pe rând diferiți oameni din Biblie, bărbați și femei, diferite familii. Îi vom prezenta de regulă unul lângă altul. Pe Adam cu Eva, pe Noe cu nevasta, nu știm cum o chemat-o, pe Avram cu Sara. Și probabil și așa la unii le schimbă Dumnezeu numele pe când merg dincolo. Le pune direct numele potrivit cu configurația, cu caracterul și comportamentul lor din lumea aceasta. Și dea Domnul să ne găsim niște oameni dumnezeiești, după care să ne ghidăm. Vom găsi oameni buni cu caractere bune, cu principii bune, dar totuși au avut câte un defect. E scuzabil defectul ăla? Alertă Domnul! Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne permitem să-l avem și noi? Și vom vedea oameni care au avut doar lucruri rele. Și despre aceștia? Vedeți, Biblia are două situații. Despre cei buni, Evrei 13. Uitați-vă la mai mari voștri, la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credință. Pe unii se urmăm. 1 Corinteni 10. Uitați-vă cum am păcătuit Israelul. Pilde de neascultare. Să nu faceți cum au făcut ei. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.